Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Mă numesc Zidana Ozacuna, bun venit pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacuna. Dragii mei prieteni, eu astăzi vreau să vă povestesc despre rădăcina de leuzia, așa se numește. Ea se vinde în orice farmacie de ierburi sau de iervanarie sau de herbal sau se vinde în magazinele bio unde se vinde toate plantele medicinale. Ea este o rădăcină, o plantă care se găsește foarte ușor. Așa, pentru ce este această plantă sau pentru ce este această rădăcină, eu vă explic imediat. Ea mai este numită rădăcina de maral. Așa, eu astăzi o am uscată, mie mi-a trămas-o din Kazakhstan, dar mai crește și în munții Altan și în Siberia. Dar, într-adevăr, această rădăcină este foarte bună pentru ce? În primul rând, această minunată rădăcină o poți face în ceai sau în tictură, în rachiu. Rădăcina de leuzia este foarte bună pentru putere. Ea este iubită de animale, mai ales de cerbi în păduri, fiindcă ea trăiește în munți și în păduri, crește, adică. Cerbii, rădăcina de leuzie, o mănânc pentru putere. Nu gândim că animalele dacă mănânc câte o frunză, de o mesteacă sau de o ghindă, de ce are putere. Nu. Animalele sunt foarte înțelepți și le știu ce plante, ce rădăcini trebuie să mănânce. Este foarte iubită de căprile de munte, de oile de munte, că sunt foarte multe animale cornute mari care cresc în munți, în păduri. Deci rădăcina asta, într-adevăr, dă foarte multe putere. Așa. Ea are mai multe de numiri, nu se numește numai leuzia, ea se mai numește și rădăcina iepii. Ea este o rădăcină pe nume numită maral roat. Seamnă cu o plantă de ciulin sau cu planta de ciulin, dar nu este planta de ciulin. Planta de ciulin, ea este totuși altceva. Așa, se face ceai sau în tictură, care se prepară foarte ușor, cu ușurință, de rădăcină, și deci, dar este și suplimente în farmacie, chiar în capsule, chiar în pulbere, chiar în pastile sau în tablete. Ea se vinde și în farmacie, în suplimente alimentare. Foarte bine întărește și la mușchii de la inimă, pentru persoanele care nu au putere cu inima sau se răsuflă greu. Da, această rădăcină, deci, este într-adevăr și pentru inimă. Așa, eu îmi fac un ceai acum. Ei, să vedeți cum fac un ceai. Așa, nu multă. În felul următor. Așa, ca o cireașă. O punem într-un pahar. Turnăm apă fierbinte. Fierbinte peste ei și așteptam 7-8 minute. Apoi bem această ceai. Dacă vorbim de inimă, dacă vorbim din sistemul nervos. Dar, dragii mei prieteni, este nemaipomenită de bună și pentru impotenție și pentru prostată sau pentru cancerul la prostată. Ea arată în felul următor. Așa, bărbații care suferă de prostată sau au boală de prostată sau cancer, această rădăcină ajută la prostată, să știți. Dar mai ajută și la alcoolismul cronic pentru persoanele care consumă foarte mult alcool sau nu pot să dezbairă de această boală. Și asta este o boală când persoana consumă foarte mult alcool. Ajută foarte bine la oboseală, la depresie, la stres. Deci are, conține foarte multe minerale și vitamine. Slăbirea funcției sexuale ajută nemaipomenit de bun. Care bărbații suferă cu slăbirea funcției sexuale? Ajută foarte bine și la anemie, pentru persoanele care au anemia slabă. Are un efect stimulator asupra sistemului nervos. Persoanele care suferă cu nervi sau se nervează foarte repede sau nu suport gălăgia de un copil sau gălăgia când faci cineva bate într-un perete sau absolut toate cele îl nervează, nu suport absolut nimic. Aceasta este sistemul nervos. La fel prin ceai
sau prin tinctură te ajută la această boală. Foarte bine ajută la răceală, la persoane care au diferite virusuri sau care, mă rog, au suferit cu un virus puternic. Ajută foarte bine la depresie. Deci, această rădăcină îi ajută și la sistemul nervos, la depresie, la disfuncția erecticlă, cine știe ce înseamnă asta, dar la depresie cum ajută? Adică ea liniștește, dar îți dă și putere pentru aceste boli. Ajută foarte bine când ai accidente vascular. Multă lume știe ce înseamnă asta, accidente vasculare sau paralizie. Protejează împotriva bolilor de inimă. Ridică starea de spirit, adică dacă noi suntem triști sau avem o fobie sau ne frică sau ne temem, să știi că ea ridică, îți dă o energie foarte bună, de aia dă și putere, ea dă și energie. Ea deci întărește corpul nostru, mai ales persoanele care deci nu au putere la picioare, nu au putere să ridice mânuți, prin tinctură sau ceai, ce dorești, aceea faci. Dacă îi se întreb la copii și la femeile însărcinate sau gravide, este bine nu. Pentru copiii această plantă este foarte puternică și nu se recomandă, dar nici la persoanele care așteaptă fături, adică care sunt însărcinate sau doamnele care sunt însărcinate. Sunt multe persoane deja adulți, după 20 de ani, care nu au putere în picioare sau nu se încălcesc sau chiar se împiedică când merg. Sau câteodată picioarele scapătă sau amorțești foarte mâinile și picioare. Să știi, prin ce ai ajută aceste boli. O faci cum vrei, când o vrei, când dorești, cum dorești, dar numai decât 200 de mililitri de ceai, astfel cum am făcut eu, tu trebuie să-l consumi. Deodată s-a schimbat culoarea, este mai galben de la rădăcină, deci într-adevăr, dacă bei o ceașcă de așa ceai, îți dă o energie enormă și chiar și inima lucrează mai bine. Adică tu vrei în permanent să lucrezi, tu întotdeauna ai dispoziție, tu întotdeauna te simți bine, adică nu te jură că mă doare după cap, că mă doare spatele. Deci această rădăcină îți dă putere, nu degeaba este iubită de atâtea animale. Dar poți o faci și în tinctură, foarte bine. Eu aici am un sticluț, așa. Dacă ai făcut ceai o singură dată, da? Deci ce ai vrut să bei la mine aici este de ceaiul din 150 de ml, paharul, da? Dar mâine dimineață poți să mai faci un ceai, adică nu-l arunci după o dată. De două ori poți să faci cu aceeași rădăcină. Dar eu am să-ți fac și o tinctură, la fel pentru putere, la fel pentru dureri de cap. Deseori noi ne jăluim că ba ne doare capul, ba nu avem putere, ba venim obosiți de la muncă, și ne doare absolut totul. Suntem așa într-o bucată de depresie, dacă cestit, că în ziua de azi noi, într-adevăr, cu câte probleme avem și, mă rog, și mai este deasupra noastră COVID-ul și venim plictisiți, obosiți de la muncă și dacă ne mai cade și un șef care toată ziua ne bate capul că asta nu-i bine și asta nu-i bine, să știi că acest ceai te relaxează corpul foarte bine. Încă o dată menționez, toate plantele care eu le arăt, absolut toate se vând în farmacii. Așa, această plantă care am vorbit eu astăzi de ea, pe nume Leuzia sau Maral, rădăcina de Maral, sau Leuzia herbal, sau rădăcina iepi, așa se mai numește, da? Deci ea se găsește chiar și în pulbri, am să vă arăt în descrierea mea poza cum arată aceasta, deci are o floare foarte rozvă. Ea se aseamănă cu ciulinul, dar nu este ciulin. Să știți că, într-adevăr, este nemaipomenită de bună pentru corpul nostru. Câteodată multe persoane beau, iubesc Red Bull sau energizant, care îți dă așa energie bună, putere, nu simți nimic, da? Să știi că această rădăcină, eu astăzi am vorbit de ea, care este pe nume Leuzia. Toate rădăcinile, în limba rusă se numește corni. Așa, ele se fac prin țuică, prin rachiu, dar cel mai bun ca să fie cu folos, le faci tu singurii, că nu le cumpăram, dar le faci cu țuică de casă. Adică eu, mă rog, mai fac și cu țuică cumpărată, dar vă arăt vouă cu multă întrebare
Mi-a dat zis, Dana, eu nu am țuică sau pălincă din casă, poți fac cu rachiu sau cu vodcă, da, poți faci, dar eu aproximativ toate tincturile mele le fac cu, deci, țuică de casă, în felul următor, așa, deci eu las aproximativ 20 de zile, ea schimbă culoarea, să fac o culoare mai închisă, dar pot să beau după 20 de zile. Întotdeauna tincturile se bea în apă rece, cu picăturile. Undeva ies 5, 6, 4 picături. Asta este o linguriță de cafea. Dar mă rog, nu toată lumea are cu ce să măsoară picăturile. O linguriță de cafea dimineața poți să o beai când te scoli, dacă tu nu ai putere, dacă te doare absolut tot corpul, dacă noi ne jăluim. Doamne, azi mă doare tot, nu știu ce, nu știu ce mă doare, dar mă doare, se numește anxietate. Știți că rădăcina asta este foarte bună pentru a da putere absolut la toate bolile noastre. Nu degeaba, ea este rădăcina inimii, așa se numește, fiindcă ea ajută la slăbiciunea corpului și ajută de a lucra inima, vasele sanguine a inimii foarte bine. Așa, după 20 de zile, într-un pahar de apă dimineața, o linguriță de cafea pentru toată ziua. Dar perfect poți bei și ceai. Dacă poți bei și tinctura dimineața și un ceai, da, poți bei că ea îți dă energie și simți sănătos, ea îți dă puterea corpului. Că noi, mă rog, suntem obosiți, noi muncim mult, avem copii, munca noastră, serviciu, întotdeauna umblăm cu albinuți, întotdeauna ne stăruim ca să fie totul bine în casa noastră și frumos. Mă rog, noi femeile suntem gospodini, sunt și bărbații noștri gospodari, da? Dar și lor se poate de dat, fiindcă într-adevăr este foarte bun și pentru prostată și pentru impotențe. Eu vă doresc sănătate, aveți grijă de voi. Așa, așa se numește și în limba rusă, că la mine este trimis din Kazakhstan, Maralui Corin, fiindcă multă lume mă întreabă, Zidana, cum se numește în limba rusă. Așa, în română se numește Leuzia sau rădăcina de maral sau se numește rădăcina iepii, așa, dar în limba rusă se numește astfel. Așa, eu vă doresc sănătate, aveți grijă de voi, fiți sănătoși, aveți putere ca munci, ca să lucrați, aveți putere în totul, absolut, să nu boliți niciodată, adică să nu fiți bolnavi niciodată. Cu voi a fost prietena voastră Zidane, aveți grijă de voi. Încă o dată menționez că această rădăcină ajută la persoanele care sunt bolnave de picioare, care nu au putere să meargă. O iei întotdeauna. Cum o iei? O iei 30 de zile, apoi dacă te simți bine, faci o pauză de 10 zile, iar o mai iei 30 de zile, până când tu te simți bine cu ea, da? Sau poți să o combini cu o altă rădăcină care la fel îți dă putere asupra corpului tău. Cu mult drag, prietena voastră, Zidana, aveți grijă de voi, eu vă iubesc și dacă cunoști această rădăcină, ea se vinde în orice farmacie și în orice magazin de ierburi. Dacă tu cunoști sau dacă tu ai băut așa tincturi sau dacă tu faci pulberi sau dacă tu ai pulberi așa rădăcină, cu siguranță, dacă știi, înscrii și nouă rețetă, că este nemaipomenită de bună. Sănătate, aveți grijă de voi!